că producția în mod clar îi protejează. Pentru că, până la urmă, toți patru au încălcat acel regulament. Dar pentru unii există reguli, pentru alții nu. Și, în mod clar, pe TV nu se va da adevărul adevărat, doar ceea ce vor ei să dea pe TV. Așa că eu nu mă agit în privința subiectului acestuia, că știu că e o mare nedreptate. Ați văzut și voi, câștigătorul emisiunii sezonul 1, că a spus tot acest lucru pentru că trebuiau toți patru descalificați. Dar trăim în România și cine pleacă în gala din seara aceasta, Doamne ferește, 3-6-9 ești ok? Rămâneau fără concurenți dacă erau toți patru Mauro? Nu. Din ce motiv? S-au întâlnit, au fost fotografiați între orele 4 și 5 spre dimineața, toți patru. Au încălcat regulamentul, s-au întâlnit toți în afară și doar doi au fost descalificați. Robbie cu Virginia, nu. Eu mereu trebuie să fiu corect până la urmă cu toți, pentru că eu nici nu câștig nimic. Clar, în mod clar, în acest sezon și nu voi mai susține pe absolut niciun concurent. De ce? Nu mă mai implic în așa ceva. Care greșește, o greșit și gata. Doar că nu-și asumă. Asta e toată ideea. Dar asta e. Robert trebuia favorit. Cine pleacă? Mariana. Este mult prea devreme să vă anunț. Când pleacă cei descalificați, în următoarele săptămâni vor fi descalificări. Ce parcivă e Virginia, nu credeam. Acest lucru a Aceeași părere o am și eu, Ionuț. Am apreciat-o foarte mult pe concurenta Virginia și nu am crezut că poate să facă așa. Adică, nu știu, mie mi se pare prea mult. Dar este decizia ei. Cine va fi descalificat? Alena și Marius. Dragilor, cei care doriți să-mi trimiteți acele mici puncte, acele gogoșele din obiectiv așa de mai sus, care mă ajută tare mult să creștem în urmăritorii de pe live, chiar vă rog tare mult cei care doriți. Era live seara asta și era bucuroasă, iar Ștefania tristă. Ștefan s-a despărțit? Nu, dragilor. Ce au făcut? Au încălcat toți patru acel regulament. Greșește Ștefan dacă decide să iasă din emisiune după Alina. Aceeași părere o am și eu. Bianca, mândru, te pup. Aoleo, nu ești Bianca din Casa Iubirii? Bianca, dar nu pot să văd. Îți mulțumesc tare mult pentru cadouaș, Bianca. Da, dovezi există. Au fost fotografiați toți patru care au încălcat regulamentul. Gela, mulțumesc tare mult.